Pe 7 iulie 2024 s-a finalizat recensământul populației și locuințelor din Republica Moldova. Mulțumim tuturor celor care au primit recenzorii în casele lor. 2.448.000 de persoane și 1.655.000 de locuințe, inclusiv locuințe ocupate, secundare și neocupate, au fost recenzate în perioada 8 aprilie 2024, când în Republica Moldova s-a desfășurat recensământul populației și locuințelor 2024. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, numărul persoanelor indică atât persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită în Republica Moldova, inclusiv eventualele dublări care vor fi identificate la etapa de procesare. Primele date mai desfășurate urmează să fie prezentate la finele anului curent, iar datele detaliate vor fi prezentate în decembrie 2025, scrie IPN. A fost o procedură sigură care ne va ajuta în dezvoltarea țării noastre. Finalizarea recenzării este, de fapt, un punct de pornire pentru dezvoltarea comunităților noastre în baza informațiilor actualizate care ne-au fost oferite de către cetățeni. Datele obținute ne vor ajuta să proiectăm mai bine infrastructura, să modernizăm educația, să îmbunătățim serviciile sociale și de sănătate și să luăm decizii bazate pe necesitățile oamenilor. Recensământul este un exercițiu care se realizează odată la 10 ani. Anul 2024 este ultimul an în runda recensămintelor care se realizează pe plan internațional. Astfel, prin exercițiul realizat împreună cu toții, în anul acesta în Republica Moldova, noi ne-am încadrat perfect în această rundă internațională de realizare a recensămintelor. Deci, rundă care va oferi posibilitatea ca și Republica Moldova să furnizeze date importante atât la nivel național cât și internațional, date comparabile, ca să fie utile pentru utilizatorii intern și extern. Directorul Biroului Național de Statistică a mai declarat că în perioada 15 iulie 11 august în mai multe localități va fi desfășurată și ancheta post-recenzare. Aceasta include un subset de întrebări din chestionarele utilizate la recensământ. Prin intermediul acestui exercițiu va fi măsurat în special gradul de acoperire a populației cu reședință obișnuită, dar și precizia unor date colectate la recensământ. Potrivit BNS, recensământul populației și locuințelor 2024 este primul recensământ din Republica Moldova, care a fost organizat și desfășurat în format digital. Datele de la populație fiind colectate prin interviu față în față, utilizând tablete și hărți digitale. Procesul de colectare a datelor în teren s-a desfășurat cu respectarea confidențialității și asigurarea regulilor de protecție a datelor. Conform legislației în vigoare, recensământul este efectuat cel puțin o dată la 10 ani în cadrul rundelor mondiale.